Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela, cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord în Capricorn, pentru că Nodul Nord de multe ori ne face foarte asemănător cu cei care au acolo planete. Sunt aici cu să fac etalarea pentru luna martie 2020. Îmi pare rău că n-am reușit în februarie. Fiți siguri că din motive serioase n-am reușit. Am pregătit deja câteva mesaje. Și urmează să facem etalarea în cruce celtică, o etalare generală, care sper să vă dea câteva răspunsuri. O să vă dau mai multe variante, ca de obicei. Dar știți că nu vreau să vă creez niște scenarii fixe, pentru că e totuși o etalare colectivă și sunteți mulți din altă generație, cu alte aspecte. Și atunci încerc să vin cu răspunsuri generale pentru diferite persoane. Din seria cărților de oracol ale lui Dorin Vărciu, ați primit ca motiv de inspirație sau de aducere aminte că e cazul să vă gândiți la libertatea voastră. Poate că unii sunteți în situația în care nu vă simțiți liberi. Nu puteți merge sau nu puteți acționa așa cum v-ați dori, nu vă puteți cumpăra anumite lucruri. Nu aveți jobul pe care vi-l doriți. Din niște motive nu sunteți liberi și vi se aduce aminte că trebuie să meditați, măcar să meditați, dacă nu să începeți să acționați către libertatea voastră. Eliberare, nu? Poate trebuie să faceți niște eliberări, da? Și să nu stați în frică, să vă aduceți aminte că ești liber să faci ceea ce alegi. Dacă alegeți să rămâneți în frică, e alegerea voastră. Dacă alegeți să manifestați libertatea, ea este alegerea voastră. În acest moment este prima oară când văd, de fapt, trei delfini aici, nu doi. Al treilea nu prea îl observam. Poate că trebuie să alegeți între a fi independent, da? Libertate, așa zisa libertate, și a fi într-o relație. Că poți să fii foarte liber într-o relație, dar nu genul acela de relație deschisă, care vă permite ieșiri și escapade, ci o relație în care te simți singur, să te descoperi și singur, liber. Te simți, dar de ce am zis sigur? Te simți liber să te descoperi și prin celălalt. Dar probabil, aha, am înțeles. Probabil că unii sunteți, pentru că sunt trei delfini, iar este un alt mesaj. Altfel nu apărea greșeala aceea. Aici nu sunt greșeli în etalare. Am zis că te simți singur. Probabil că unii dintre voi sunteți într-un trio. Unii, repet de câte ori pot, unii, nu toată lumea. Da, am și observat pentru prima oară trei delfini. Unii sunteți într-un trio. Trio poate să însemne neapărat două persoane, poate să însemne și două situații. Și trebuie să alegeți între a nu vă mai simți singur într-o relație, poate unii chiar vă simțiți singuri și cred că așa este, pentru că e a doua oară când observ încă un detaliu. Încă un detaliu. Delfinul din depărtare este mai închis la culoare, da? Ca și acesta, de ca și când perechea voastră este singură și vă așteaptă. Vă așteaptă să luați decizia, să vă separați de cineva, să vă eliberați, să vă regăsiți libertatea de alegere și apoi să vă îmbrățișați cu cine trebuie. Oricum, sunteți, eu știu ce idei v-au mai venit, ce avertizări, ce mesaj ați mai primit. Dacă ați ales să vă ridicați, să mergeți către lumină, să vă eliberați, sunteți pe calea cea bună și aveți un profesor spiritual, poate un orator care vă susține sau ascultând pe cineva, poate chiar și această etalare, poate pe altcineva, vi se confirmă că sunteți pe calea cea bună, trebuie să vă transformați, să mergeți către lumină. Aveți încredere. Aveți încredere. Că ați ales bine dacă ați ales libertatea, libertatea de gândire, în primul rând, de simțire. Interesant.
Și din spiritul animalelor a venit, să nu uit că la un dat în timp ce am amestecat a apărut pantera, semn de foc, dar pantera e foarte dușmănoasă. Posibil, unii aveți un dușman în cazul în care vreți să manifestați această libertate sau acea relație, o să vă mai vorbesc, o să vedeți de ce, ideală, la care visați și care vă eliberează, s-ar putea cineva în umbră să vă dușmănească pentru alegerea făcută, dar asta e. Libertatea nu înseamnă că nu trebuie asumată. Există un risc în a fi liber. Nu e foarte confortabil să fii liber. Dar asta e. Ce alegeți? Să fiți în confort sau să fiți în libertate? Și pe calea cea bună. Pe calea cea bună. Din seria aceasta a spiritul animalelor a venit semn de pământ, voi. E a doua carte din seria semnelor de pământ. Deci ar fi, să zicem, n-ar putea aduce aminte de doi de monede, iar un moment de decizie. Ce vreți să fiți? O monedă sau cealaltă? Pentru că moneda vă reprezintă, e semnul vostru al pământului, da? Ce alegeți? Banii, confortul, o stabilitate falsă sau valoarea cuiva, valoarea voastră adevărată? Că vorbim tot de bani. Valoare, dar o valoare adevărată, spirituală, interioară, spirituală, de alt gen, sentimentală. Sunt valori și valori. Da? Și atunci cântăriți. Nu știu de ce, poate unea aveți și de-a face cu cineva cu aspecte sau balanță. Pentru că m-am gândit la cântar, la balanță. Da. Trecând peste mesajul ăsta, viermele reprezintă un stadiu incipient într-o direcție, proiect, relație. E o chestiune care nu se dezvoltă. Un adevărat univers care încă stă înlănțuit, înnodat, da? Trebuie să se descătușeze. Avem un Jupiter, aveți un Jupiter în Capricorn care vă ajută să vă extindeți. Are capacitatea asta de a expanda. De a deschide noi orizonturi, noi orizonturi, mulțumesc, da? Noi orizonturi. Trebuie să ieșiți din niște tradiții, din niște șabloane. Și pentru asta, iar la capătul setului de cărți, ce aveți? Aici aveți, ieși pe calea cea bună, spiritual teacher, da? Profesor spiritual. Interesant că la capătul setului de cărți aveți tigru. Bine, e semn de foc. Dar tigru este simbolul Marii Preotese, este un simbol foarte spiritual, după cum vedeți, are luna în frunte, are al treilea ochi deschis, trebuie să vă conectați la această latura voastră, la calitățile cu care toți am fost înzestrați și poate unii capricorni nu le-au dezvoltat. Cu fi un semn de foc, iar rămâne de văzut, pentru că la un dat am văzut mai multe cărți în semnele de foc. Dar în acest context, tigru nu mi se pare feroce. Mi se pare un profesor. Un profesor. Dar trecând și peste asta, că o fi o persoană, poate să fie și o persoană. Dar eu zic că este o atenționare, că trebuie să lucrați cu intuiția voastră. Ca să ce? Interesant ce aveți aici. Deci v-a apărut semn de pământ și în continuare aveți foc, apă, aer, eter. Toate cele cinci elemente de care aveți nevoie, de care oricine are nevoie, ca să manifeste ceva. Și după acestea cinci apare crocodilul, și doi de, și șarpele de mare, care ce înseamnă? Un început, semn de apă, cu cineva, cu un semn de apă, în față de care aveți o atracție sexuală deosebită sau ei au o atracție sexuală deosebită. E similar cu asul de cupe, dar nu prea are de a face cu asul de cupe. E tot așa. Poate să fiți voi, să nu aveți curajul să începeți ceva și să stați în umbră, să zicem. Dar să nu aveți curajul să vă descătușați acest univers. Dar, sper că sunt clară. Dar pentru asta trebuie să lucrați cu intuiția voastră, cu emoțiile voastre, să ieșiți din întuneric și să intrați în lumină.
să mergeți către lumină ca această molie nebună, e semn de aer, mental, mintea voastră, da? Să vă aruncați în dragoste, în lumină, chiar dacă vă este teamă că vă arde, da? Molia se duce către flacără, nu contează. Acolo va fi o altă etapă, va fi transformarea. Din cenușă va renaște. Și în continuare ce aveți? Oul de aur. Chakra a patra a inimii. Chakra a patra a inimii. Foarte frumos. Foarte frumos. Și sper să faceți legătura între cărți. V-am zis, nu vreau să vă dau scenarii, voi știți mai bine ce se întâmplă în viața voastră. Din seria 7 de la Înger, ce ați primit? Ce frumos! Ce frumos! Te iubesc! Că spuneți voi, că vă spune altcineva, că o spuneți în gând! Iar nu contează. Plutește în aer. Poate o melodie care vă inspiră și vă aduce aminte de libertate. Da? Acea intuiție. Intuiți că, de fapt, mesajul acelei melodii este pentru voi. Din partea cuiva, acelui suflet care stă singur și vă așteaptă să intrați în relație cu ei, nu cu altcineva. Eu știu pentru cine o fi mesajul ăsta, o fi pentru cineva. Eventual, ca să nu, să fie mesajul și mai larg, deși nu țin să ai să fiu, să-i mulțumesc pe toți, nici n-am cum, măcar pe câțiva dintre voi, să vă avertizez că acest mesaj poate să fie de la voi către voi. Da? Am zis că acest doi de pământ sau vierme, da? Cântărește între valorile lumești și valorile adevărate și vă dați seama la un moment dat cine sunteți sau ceea ce vreți să deveniți, dacă sunteți pe o cale, alegeți libertatea să mergeți pe o cale, alegeți să vă iubiți, dragii mei, ca să puteți manifesta, nu știm când, acum sau altă dată sau un timp, peste o lună, peste două, peste un an, această uniune a sufletelor, a inimilor, acest suflet pereche, sau flacără geamănă, acel personaj de care am zis, cu care vă asemănați și la culoare și la valori, da? Plutește în aer. O romanță. Ce frumos! Trebuie să vă învârtiți, să dansați, să vă bucurați. De ce? De libertate. Libertatea de mișcare, am zis. Pentru că, ia ca așa, este o dragoste adevărată care stă să se manifeste și când zic că stă, e undeva deja manifestată în 5D. Dar trebuie să manifestați și la nivel terestru, material, această senzație, să vă aduceți aminte că sunteți ființe create de divinitate. Da, suntem creați. Să simțiți suflul divin în voi și alături de perechea perfectă. În continuare, get to know each other și tot așa, să vă cunoașteți unul pe celălalt. Eu știu în cât timp se va manifesta la unii, la alții, poate la alții a început să se manifeste, la alții încă nu, dar nu uitați că acest I love you, acest te iubesc, în primul și în primul și în primul rând, trebuie să fie spus de voi către voi în fața oglinzii, chiar și în momentele cele mai crunte. Te iubesc, dragul meu, draga mea, dragul meu corp, dragul meu suflet, că ai rezistat încercărilor, că te-ai trezit, da? Că te-ai trezit, că ești pe calea cea bună, că asculți profesori spirituali, că asculți oameni înțelepți, că asculți intuiția, că ți asculți emoțiile, că te arunci în foc. Te gândești la lumină și simți, ah, ce frumos, și simți că acest ou de aur, aur, iar este o valoare, am vorbit mai devreme de valoare de cântar, da? Acest ou de aur este chiar în inima ta, este chiar inima ta, adică felul în care simți. Am mai văzut
Într-un set de cărți pe care l-am pregătit pentru clarificare, nu știu dacă o să-l folosesc, dar el e pregătit. Văd soarele, da? Văd că este nevoie să vă conectați la divinitate, la spiritualitate, la sursă. Bine, soarele înseamnă și bucurie. În cazul în care vă eliberați, poate liberarea poate să țină și de vindecare, să nu uităm că ne eliberăm de dureri, de boli, de probleme, de blocaje. Sau vă eliberați. Și în felul ăsta manifestați curaj, putere, creșteți din stâncă, dar creșteți ca o floare. Și din floarea aceasta, eu știu, cândva va fi, eu știu, un stejar, ceva puternic, care va împărtăși și umbră, și experiență, și lumină, și frunze, și flori, periodic. Ce frumos! La capătul setului de cărți, aici, deși n-am amestecat încă, vreau să mai amestec o dată. Adică am amestecat, dar vreau să mai amestec o dată. Sunteți răniți, dezamăgiți, poate țineți secret această dezamăgire. Cu fi semn de aer, cu fi semn de apă, sau poate semnul de apă este rănit și dezamăgit pentru că cineva n-a putut să aleagă. Cineva a blocat. Da? Văd de 2 ori semnul racului. Da? Iar semnul peștilor, stagnare. Iar trio. 3 de cupe. Împărăteasa. Și o relație care teoretic ar fi trebuit, da? Tot așa, tot un trio. Cineva a dat în altă direcție mai mult decât trebuia. Bine, astea sunt mesaje separate, dar ia uite, ia uite. S-a împărțit la ce? La moarte. Ah, și regina de cupe. La transformare. Eu știu. O regină de cupe se transformă după dezamăgiri. După ce iaute, a fost în niște blocaje mentale, a fost ținută în frig, într-un fel sau altul. Dar acest magician spune că se simte, s-a simțit manipulată pe de-o parte sau că vrea să manifeste o transformare. Și transformarea asta. Uite și regele de cupe. Transformarea asta spune multe. Și niciodată nu știm exact cum va fi cineva transformat. Aici este minunea transformării. Dar este foarte important ce faci înainte de transformare. Soare, Lună, Venus, Nodul Nord în Capricorn. Evident că poate să fie și un blocaj definitiv, poate să fie și o renaștere a unei situații. Văd semn de pământ, Marele Preot și Regina de Monede, pentru unii. Dar Marele Preot este profesor spiritual. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, martie 2020. Să nu uităm că jumătate din lună este sub Mercur retrograd. Ia uite. Un nou început pe care l-am văzut și aici, asul de băte. Cineva își dorește un nou început. Și totuși, am zis mai devreme, doi de. Ma, intuiția mea totuși funcționează. Doi de monede, da? Am vorbit la acest vierme. Cântăriți, cântăriți, dar hotărâți-vă. Pentru că totuși e 2020, timpul trece și trebuie să manifestăm. Manifestăm, am vorbit de manifestare și aici, da? Să manifestăm ceea ce trebuie. Ceea ce trebuie. Evoluția noastră spirituală. Libertatea noastră. Ia uite, nebunul 2. Luați decizii. Luați. Aveți credință. Să începeți o nouă viață. Și când vorbesc de nouă viață, hai să zicem că măcar spirituală să fie. Acolo nu este niciun risc. În viața spirituală. În a te descoperi. Iar sunteți voi de la zero. În a te descoperi, de fapt, cine ești. Nu proiecțiile unora și altora. Sau chiar a ego-ului tău. Ok, rămânem aici. Capricorn, martie 2020. Central. Semn de foc pentru unii. Posibil voi sunteți într-o perioadă defensivă. Pentru că asta înseamnă 7 de bâte se luptă. Să vă păstrați, eu știu ce. Victoriile trecute.
proiectele trecute. În semn de foc. Și nu degeaba am zis că am văzut pantera mai devreme. Poate că aveți niște dușmani invidioși cu care trebuie să luptați, asta e clar. Și era și semn de foc, da, pantera. Ce vă provoacă patru de cupe? Ori voi, ori un semn de apă este supărat, supărat pentru niște triouri. Eu știu, dacă voi oferiți această cupă sau sunteți ocupați cu lupta cu apărarea, variază. Poate că universul le oferă această cupă și ei nu pot să o vadă. Din cauza, eu știu, cui. Această cupă, să nu uităm că este chiar acest I love you despre care am vorbit, această dragoste de sine. Domnule, de ce să meditez atâta la trei de cupe când pus am o altă cupă mai mare și mai strălucitoare decât toate? În fine, că sunteți voi aici o stare de... Poate că sunteți și voi. Posibil să fiți și voi, evident, că sunt mai multe variante întotdeauna. Posibil să fiți și voi supărați, dezamăgiți de niște situații, triști. Dar transformați tristețea în meditație. Am vorbit de acest pom. Ah, ce frumos mi-a venit mesajul. Am vorbit de pomul acela care iese din stâncă, da? Poate ar fi bine. Mulțumesc, Doamne. Poate ar fi bine. În loc să vă gândiți la aceste trei cupe, degetul meu de vrăjitoare, meditați cum să vă transformați, că toți stați la rădăcină, sau cum să vă transformați într-un pom, într-o persoană puternică. Și dacă meditați, ar putea să vă dați seama că trebuie să luptați pentru ce trebuie, nu pentru... În fine, vedem ce alte cărți apar. În trecutul îndepărtat, spânzuratul, sacrificii sau stagnări într-o direcție. În subconștient ceva vă ține pe loc. Poate aveți planete în casa 12-a sau pur și simplu situații pe care le-ați auzit în copilărie sau chiar și la maturitate v-au rămas în subconștient și vă blochează. Din acest motiv, provocarea este să meditați. De ce nu poți să iei din aceste triouri? Sau, am zis, nu trebuie musai să fie triouri în persoană, poate să fie situații. La locul de muncă, cu sănătatea, de aceste cupe, poate să fie situații. Cupe goale. De ce nu mă pot bucura? De ce nu pot vedea cupa? O simt, e în 5D, dar nu o văd. Și poate este chiar în 3D, dar nu o vedeți voi. Eu știu. Stagnări în trecut. Oh, frumos. Cavalerul de bâte, iar semn de foc. În trecutul apropiat, cavalerul de bâte. Ar putea să fie un semn de foc pentru unii, că am văzut destule cărți care avertizează despre un semn de foc. Ar putea să fie o aventură, că în general cavalerul de bâte este o aventură. O călătorie la capătul lumii. O persoană foarte curajoasă care în stare să meargă, eu știu, până în capătul lumii, pentru... O regină? Bănuiesc că nu merge doar așa. În fine, cine e acest cavaler? Voi știți că sunteți voi, că sunt ei. Ar putea să mai fie și faptul că în ultima vreme vă doriți să ieșiți din această stagnare. Ați înțeles mai multe lucruri. În această perioadă ați văzut lucrurile din altă perspectivă, ați primit iluminarea că nu degeaba... Ah, ce frumos se leagă! Nu degeaba sunteți susținuți, că sunteți pe calea cea bună, da? Sunteți pe cale, pe cale, da? E un călător, cavalerul, da? E un călător. Pe calea care, am zis, la capătul lumii, adică eliberare, că asta înseamnă. Vă doriți eliberare, freedom. Aha, da, eliberare din sacrificii, din stagnări. Ok. Viitorul îndepărtat. Iar șapte de monede, l-am văzut și la mai devreme, șapte de monede, trebuie să așteptați un pic. Haideți să vedem viitorul ce frumos, viitorul apropiat, șase de cupe. Semn de apă, iar posibil să fie totuși semnul de apă supărat sau voi să știți că e supărat. Și totuși, într-un fel sau altul, vă blocați, încă vă blocați inimioara unii dintre voi. Încă vă blocați inimioara. În fine. Sau poate în suflet aveți un semn de foc și un semn de apă, există și varianta asta. Oricum, ca să nu vă zăpăcesc cu prea multe variante, totuși,
Să mă limitez doar la câteva. În viitorul apropiat aveți 6 de cupe. Semn de apă. Că simțiți voi nevoia să vă întoarceți la cineva drag, din copilărie sau dintr-o altă viață, că vin ei sau că nu neapărat vin. Comunicați, pentru că aceasta e cartea comunicării emoționale, profunde, telepatice. Comunicați. Și vă bucură această împărtășire a emoțiilor. Vă întărește. Vă întărește. Eventual, poate, pentru că sunteți semn de pământ, aceste emoții vă hrănesc. Dacă cineva știe să lucreze, să comunice cu emoțiile voastre, că nu toată lumea știe. Nici semnele de apă nu comunică uneori emoții. Asta să nu uitați. În fine. Dacă cineva știe să comunice aceste emoții corect și sănătos, vă poate susține în această perioadă de așteptare. De lucru în grădina voastră, 7 de monede, e o stare de așteptare. Poate sunteți unii un pic obosiți, dar aveți 2 de 7. Din acest motiv poate sunteți și defensivi, pentru că simțiți o leacă de, oboseală, depresie. Mai trebuie să mai așteptați ceva până să, la această transformare, până la 8 de monede. Mai trebuie să mai așteptați ceva. Luați-vă un pic de timp pentru voi. Măcar cât este Mercur retrograd. Deși asta ține mai mult de sfârșitul lui martie. Asta este la Mercurul retrograd. Cineva vine din copilărie sau din trecutul vostru, într-un fel sau altul, și împărtășește niște emoții cu voi. Și bănuiesc că această apă de care este nevoie în grădină ca să nu se usuce fructele, bănuiesc că v-ar prinde bine. Sfatul, ho-ho-ho, justiția. Am vorbit mai devreme de balanță și poate că aveți o balanță în preajmă. Unii sau cineva cu planete în balanță. Poate aveți ceva în justiție, de exprimat, de manifestat. Justiția. Oricum, sfatul este să fiți corect, să fiți drept și în primul rând să fiți drept cu voi înșivă. Am vorbit de dreptate mai devreme când am zis că trebuie să alegi ceea ce te reprezintă. Da? Parteneriatele care te reprezintă trebuie să fii corect când te iubești. Și nu te dușmănești, nu te învinovățești ca să poți manifesta ce mai bun. Există și varianta asta, da? Da, justiția, simplist, există o balanță, avocat, chestiuni legale. Probabil cu care trebuie să luptați, chestiuni legale cu care trebuie să luptați. Sau de care să vă apărați. Există și varianta asta. Acte. Depinde de jobul pe care îl aveți. Oh, ce frumos! Energie exterioară. Cavalerul de cupe. E clar că este cineva din exterior care vă susține în această perioadă. Vă susține. Vă hrănește, cum am zis mai devreme, emoțional. Teoretic așa ar trebui să fie. Acum? Să sperăm că se pricepe. Nu vorbesc de semne. Cartea reprezintă cupele, dar poate să fie orice alt semn. Important este să se exprime emoțional. Of, ce trist. Vă este teamă de acest 10 de spade. Posibil, din acest motiv aveți justiția, vreți să vă separați de ceva, de un trecut, pentru că ați făcut sacrificii. Cineva a făcut sacrificii. Voi, ei știți mai bine, vă este teamă. Să nu vă mai simțiți strădați, să nu mai fiți bolnavi, da? Și 10 de spade poate să însemne boală și 9 și 10. Vă este teamă că nu vă veți vindeca, poate, și că trebuie să mai așteptați, să mai faceți tratamente. Doamne ajută! Eu zic că o să fie bine. Ce vă doriți? Echilibru. Iar apare justiția.
Poate, am zis, pentru unii această justiție să reprezinte doar nevoia de echilibru. Nu munciți prea mult, nici nu stați prea mult, nici nu călătoriți prea mult. Încercați să fiți în echilibru în general ca să puteți manifesta relații echilibrate. Vă doriți să primiți când oferiți. Poate unii dintre voi așteptați un ajutor financiar posibil. Sau poate, pentru cei care au fost în trieuri, că am văzut mai devreme trei de cupe, vă doriți să ieșiți și din acest motiv trebuie să mai așteptați până manifestați o nouă relație, eventual echilibrată. Că nu e suficient doar să ieși. Trebuie să te vindeci. Trebuie să te organizezi. Oh, ce frumos, împărăteasa! Într-un final, în martie, vă veți bucura de dragoste, într-o formă sau alta. Bine, a trebuit să pun clarificări la fiecare carte, dar nu știu la cum vorbesc eu, s-ar lungi prea mult etalarea. Împărăteasa semnului Venus, iar balanță pentru unii, avem de două ori balanță, ba de trei ori avem balanță pentru unii, sau cineva cu planete în balanță, care se poartă ca o balanță. Sau Taur, că avem și semn de pământ. Dar trecând peste asta, împărăteasa este de bine. Reprezintă abundență. Oh! Și male preot. Male preot. Aici e Taur, două cărți care reprezintă semnul Taurului. Male preot. Hai să zicem o creștere spirituală. Pentru că Marele Preot este învățător, consilier. Da? Ghid spiritual. Oricum, împărăteasa, orice ați fi, bărbați, femei, în orice situație ați fi lângă Marele Preot, e un semn pozitiv de creștere, de eliberare. Trebuie să fii liber ca să crești. Ca altfel, da, Jupiter, altfel nu te poți, ca asta înseamnă creștere, expansiune, da? Nu poți în această situație, da, încălcită. Concurență, conflicte, ai, ce frumos! Ia uite și împărat. Împăratul și împărăteasa. Teoretic. Ghidați de marele preot. Și totuși sunt conflicte. Conflicte mari, invidii, concurență. Din acest motiv a apărut și 7 de băte. Iar semn de foc pentru unii potențial de semn de foc, alt semn de pământ a urmă special. Dar trecând peste asta. Că sunteți doamnă și vă doriți să fiți împărăteasă pentru că vă simțiți că am vorbit mai devreme, dacă vă iubiți, ca să face împărăteasa, se iubește. Puteți manifesta, vai ce frumos, dar puteți manifesta această uniune a sufletelor, perechea voastră divină, da? Este o legătură spirituală între voi, măcar atât în 5 de, dacă nu și în planul acesta. Nu știm când se va manifesta. Ar fi culmea să spun că într-o săptămână, într-o lună. Pentru unii, alții, variază. Dar sunteți în preajma perechei voastre divine. Ia uite, iar rege de foc, iar foc. Cineva cu planete în semnul focului. Mai degrabă în semnul focului. În semn de foc, mai degrabă în semn de leu. Semnul leului. Uf! Iar sunteți voi, da? Voi aici, rege, iute. Nu sunteți voi aici? Poate un pic trebuie să mai lucrați la, că aveți conflicte interioare, la ego-ul vostru, că e clar, regele de bâte lângă diavol și lângă împărat, sunteți cam încăpățânați, poate cam prea mult. Dar dacă vreți să manifestați această legătură spirituală cu împărăteasa, da? Orice ați fi voi, trebuie să renunțați la ego-ul. La capătul setului, magicianul. Am vorbit de magician, de a manifesta. Trebuie să vă strângeți toate resursele. Da? Și în momentul în care aveți toate resursele, manifestați ca un trăsnet. Ia uite, regele și regina.
Deocamdată aveți încă opțiuni sau fantasy, regele și regina de pute. V-am zis, nu vreau să mă limitez la foc, pentru că poate să fie orice alt semn care se manifestă pasional, da? Eu zic că sunt o persoană pasională, chiar dacă sunt semn de apă, da? Pot oricând să apar, așa. Ia uite, aici sunteți voi. Hai de mine, regele, hai, regele, vedeți? N-am văzut așa ceva niciodată. Regele, regina de monede, regina de bâte, aici la capătul setului, regele de bâte și împăratul și împărăteasa, ați nebunit, ați nebunit. Mai, eliberați-vă de ce trebuie, lucrați cu voi, iubiți-vă ca să manifestați. Pui, ce talare! Să manifestați romanța aceasta minunată, această dragoste adevărată, trebuie să vă cunoașteți. 44, număr maestru, cu atâția reci regine, nebunie, nebunie. Nu știu, sper să fie, nu știu exact, asta vreau să zic, nu știu exact pentru cine o să fie această etalare, dar cu siguranță este pentru câțiva, măcar. Este prea mișto ca să nu se materializeze. Vă rog frumos, țineți-mă la dispoziție. Am zis bine? Nici mai știu ce mai zic. Deci, efectiv, sunt la curent, vreau să zic. Sunt șocată de cărțile astea atât de faine. După ce l-am dat prin ianuarie, nu a fost cine știe ce etalarea. Ia uite. Vai, 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 vai. Da, superb. Eu zic că e de bine. Eu zic măcar atât. Dacă ar fi să pun concluzia acestei etalări, e de bine. Cum zice și avertizarea sau cartea de oracol, sunteți pe calea cea bună. Sunteți pe calea corectă. Acum în cât timp se manifestă, dragii mei, variază. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pavă, pup, numai bine!